Bună ziua, dragi pescari! Am fost sunați că ești de ajuns pe bata la batalonul. Vom merge să vedem ce pește ne-a ajuns. Săptămâna asta a fost foarte greu cu el, că sunt, după cum știți, florile și toată lumea vrea pește. Am făcut și noi tot posibilul să ajungă și la noi ceva. Salut, domnul Mihai, te pup, fratele meu. Ne ducem la mașină, Mihai. N-am sunat băiatul că a ajuns cu peștele. Repopulăm batalonul. Salut, salut la toată lumea. Salut, Petre. Salutăm pe toți. Mergem să vedem ce pește ne-a ajuns. Te pup, te pup și eu, Mihai. Da, facem o populare. Și acum am promis. Pentru că avem pescari într-o mâine și poimâine și n-am vrut să dezamăgim că se mănâncă pește. Și am zis, măcar dacă tot vine omul să prindă un pește, pentru că a fost vremea asta cum a fost, cum știți și voi, foarte rea și nu prea vrea să tragă. Și am văzut pe la băieții ăștia ceva prins. Să vedem pe la ei, să facem un live cu aceia, să vedem la o final de parte de la ei. Am văzut că au ceva bucăți. Salut, Alex! Nu sunați, Alex, sunați-mă, că aveți numărul meu, mă sunați. Și spuneți unde vreți. Dacă vreți pe unul, vreți pe doi. Știu că Ștefan nu mai vrea pe unul, vrea pe doi, Ștefan. Pe doi nu repopulez astăzi, pentru că am repopulat săptămâna trecută și din ce socotele am avut și noi, nu prea s-a prins pește acolo și peștele acolo. Aici a mai fost ceva. Să vedem ce avem noi aici. Cu mare drag vă așteptăm, Mihai, știți destul de bine. Să trăiți. Stai să mor și eu. Stai acolo, să mor și eu. Fraților, peștele a ajuns. A ajuns și... Da, dacă ai vrut să vezi că mișcă. N-are nimic. A venit și Novacul pentru ciorbică, pentru duminică. Am oprit și crap. Așa cum v-am promis, să facem și o prăjeală. Da, Alex, vorbiți și mă sunați, nu-i problemă, unde vreți. Nu, e ok, că te murdărești. Și băgă-i așa cu două ăla. Băgă-i mai mult. Băgă-i mai mult, Alex. Că e bine. N-are nimic dacă îi dai mai mult. E mai bine pentru el. E cel mai bun. Face... Mai băgă-i, nene. Băgă-i mult. Băgă-i, mă. E bine și pentru tine și pentru... Desinfectează tot, butoaie, tot, tot, tot. Da. Am pus jumătate din ăla, de atât. Mulțumim, Beni. L-a ajuns florile, da? Nu știu ce aici. Da, dă-i drumul, bagă, bagă că ne așteaptă lumea aici pe live să vadă peștele.
Hai, Florinele, tată, vă așteptăm fraților de mâine pe bălțile noastre. Florine, sunăm la soție după live să ne facă șepți. Dacă sunt... Las că pun. Ia uitați, fraților. Ce e ăla, mă? Ce e ăla, mă, azule? Ia uite-i, mă, frumos, mă. Puțină apă, dă-i puțină apă. Trebuie ia puțină apă, că n-alunec. Puțină apă, te rog. Nu așa, Florine, puțină apă. Ia de acolo apă. Hai, Florine. Lasă-l pe Florin. Te uzi, te uzi, Alex. Te uzi. Dă-i și pe ăsta. Dă-i drumul ăsta, hai. Trebuie o găleată. Foarte frumos, Mihai. Adrian Cojocaru, vă salut, să trăiți. Ia uite, bă, Adriane, ce am aici. Ia uite, bă, Adriane, ce e aici. Ia uite, galbenii. Frumuseți, bă, frumuseți. Cojocaru? Ia arată-mă lui Adriane, ce-i arăți, ia. Ia. Foarte frumos, Adriane. Fraților, vreți driluri frumoase? Vreți să vă distrați pe weekendul ăsta? Știți numărul meu de telefon. Florin, dacă nu poți, lasă-mă că le fac eu. Da, se poate. Dacă nu poți. Ia, uite. Ia, uite. Ia, ai luat? Da. Hai. Hai. N-are nimic, bănică, de-aia îl băgăm, să-l ia lumea. Mulțumim, Adriane. De-aia îl băgăm, hai. Să-l luați. Să mănâncă duminică pește și nu vreau să fiu înjurat. Doamne ajută, Adriane, să ne auzim cu bine. Dați-ne și nouă distribuiri care vreți. Cu mare drag, cu mare drag vă așteptăm, Adriane. Invers să ține, invers să ține, așa să ține peștele. Mulțumim, domnul Aziz. Aute-l, galben. Ia, Florin, ai și tu vreunul frumos acolo să-l vadă lumea aici? Fraților. Da, Adriane, sună-mă, poate vrei la foișor ceva. Oricum, săptămâna viitoare facem altă repopulare. Înainte de Paști. Da, uitați, fraților. Asta e acum, să aveți un weekendul ăsta, să vă distrați. Stai puțin. Vă mulțumim, frații noștri, pescarii noștri care... Beni este un pescar care vine mereu la noi. Ia, Florine, să-l vadă lumea. Ia, ce-i acolo? Ce-i acolo, Florin? Da? Uite, Beni să zice, ia. Să-l prindă Beni?
Frumos, mă, frumos. Mare, mă, mare. Hai că vedeți voi mâine, băieți. Vedeți voi mâine ce pățiți voi cu lansetele voastre. Da și voi distribuiri, băieți. Mulțumim, Adrian Cojocaru, vă mulțumim la toți. Ce-ai acolo, mă? Ce-ai acolo? Ia, l-a duce aici. Ia cântarul și vii cu el la urmă aici și dai drum. Vino și dai drum, hai să-l vadă lumea. Frumos. Uite, a plecat. Nu luase? A luat, a luat. Marius Andrei, te așteptăm duminică, cu mare drag, fratele meu. Așteptăm pe toți. Toți pescarea e batalului. Veniți să vă distrați un weekend. Salut, Valentin, taxa la 12 ore 100 de lei, 5 kg de crab, care să limita bunului simț. Stai să filmez și eu, hai să-i arătăm și noi bucățile astea. Să-mi oprești pentru ciorbică, pentru crab, să prăjim, oprește 3-4 crab. Da. Hai să. Oprește și mie în aia. Nu, Adriane, nu băgăm. Săptămâna viitoare pe 2. Pe 2 nu prea a fost... Nu prea a fost lumea săptămâna trecută și nu prea s-a prins. E peștele în baltă, Adriane. Ăsta-l opresc pentru prăjit, pentru duminică. Ăștia. Pune-i pe cântar. Hai, Florin. Să dai și ăla jos, Florine. Dragii mei, ne vedem pe balt. Ăsta e pentru ciorbică. A, uitați. Pentru ciorbică. Stai așa puțin. Haideți, vă salut și ne vedem pe bălțile bătaie.